Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Maramureș informează că în cadrul campaniei de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2023, în perioada 1-13 martie au fost depuse 3.987 de cereri, reprezentând un procent de 134,46% din totalul cererilor programate până la această dată. APIA Maramureș se situează astfel pe primul loc din țară la numărul de cereri primite până la acest moment. De asemenea, la APIA Maramureș au fost preluate 298 de cereri de sprijin, totalizând un număr de 4.136 de bovine pentru schema de ajutor de stat în baza ordonanței de urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor de bovine în anul 2022 în contextul războiului din Ucraina. Reprezentanții APIA Maramureș spun că așteaptă în continuare fermierii să depună atât cerere de plată pentru campania 2023, cât și cerere de sprijin în baza ordonanței de urgență numărul 3 din 2023.